Consiliul Județean a recepționat lucrările de ecologizare și închidere a fostelor gropi de gunoi de pe lângă principalele centre urbane din județul Suceava. Ultima luată în primire a fost investiția de la depozitul neconform de deșeuri aparținând municipiului Reședință de Județ din zona Călău. În cursul acestei săptămâni au fost recepționate toate cele 7 investiții derulate în cadrul proiectului denumit Sistem de Management Integrat al Deșeurilor. Lucrările de la fosta groapă de gunoi de la Suceava au demarat cu 2 ani în urmă și au fost încheiate cu 6 luni mai devreme. Potrivit vicepreședintelui Consiliului Județean Suceava, Alexandru Rădulescu, recepția finală reprezintă cea mai importantă etapă pentru dezvoltarea proiectului SMID. 7 astfel de gropi de gunoi, depozite neconforme, au fost închise, reamenajate, redate circuitului natural. Vedeți și dumneavoastră diferența între ce a fost și ceea ce este. Practic este una dintre cele mai importante etape în proiectul nostru, Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor, pe care îl derulează Consiliul Județean la nivelul întregului județ. Este o etapă extrem de importantă pentru că a fost inedită și pentru constructori și pentru noi. Știți, de la acele gropi pline de gunoaie s-a ajuns la ce vedeți dumneavoastră acum. Practic în 5 ani primăriile care vor recepționa aceste spații vor avea la dispoziție un spațiu pentru dezvoltarea localității respective. Așa cum am spus, sunt în număr de 7 la nivelul întregului județ. Cea din Suceava este cea mai mare ca suprafață. Directorul general adjunct al SUCT Suceava, Viorel Papuc, a oferit câteva detalii tehnice privind execuția investiției de la Suceava. O cantitate de aproximativ 850.000 de metri cubi de deșeuri care au fost dislocate, relocate și profilate, după care au fost acoperite cu un sistem de impermeabilizare constând într-un strat de 20 de centimetri de sol inert, 30 de centimetri de tren de gaz, ulterior un geocompozit bentonitic, un strat de geocompozit bentonitic, un tren de apă pentru filtrarea apei din corpul depozitului, un geotextil de separație și încă un metru de sol care a asigurat forma finală a depozitului. La partea superioară este prevăzută o geogrilă de niută, la care s-a practicat o hidroînsămânțare pentru aducerea suprafeței la zona de verde. S-a asigurat o protecție de mal foarte bine consolidată pe o lungime de 1100 de metri, într-o soluție tehnică, să zicem, mai nouă în județul Suceava. Este vorba de o saltea geosintetică betonată, care pune în protecție și siguranță depozitul de deșeuri. Știți foarte bine că de cursul inundațiilor care au avut loc în anii 2008 și 2010 au fost antrenate cantități uriașe de deșeuri pe cursul râului. Conform legislației în vigoare, timp de 30 de ani ele vor fi monitorizate de către Agenția de Mediu, Garda de Mediu și celelalte instituții cu responsabilități în acest domeniu. El este prevăzut cu un sistem de monitorizare online și sistem de securitate. Practic se măsoară niște parametri de mediu, însemnând de la concentrația de metan, concentrația de amoniu, pânza freatică, precum și nivelul levigatului în căminul de levigat. De remarcat este faptul că proiectul s-a finalizat cu 6 luni înainte. El trebuia să finalizeze la data de 17 iunie 2016. S-a finalizat cu 6 luni înainte. El este gata din 20 ianuarie, până s-a constituit comisia de recepție, când a mai fost un timp. Și bugetul proiectului s-a încadrat conform contractului, nu a fost depășit. În final, vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Alexandru Rădulescu, a subliniat și următoarele etape ale programului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor. S-a finalizat recepția la depozitul ecologic de la Moara, urmează finalizarea și apoi recepția pentru depozitul ecologic de la Pojorâta și avem fazate pentru etapa a doua cele două stații de transfer de la Rădăuți și Fălticeni. Astfel putem spune că la mijlocul acestui an gestionarea deșeurilor la nivelul întregului județ se apropie de cerințele europene. Valoarea proiectului integral este de 39 milioane lei fără TVA, investițiile fiind realizate de consorțiul de firme format din SUCT SA Suceava, Aglomancia Empresa Constructora Spania și Consul ABC Iași. Fosta groapă de gunoi neconformă de pe malul râului Suceava a adunat deșeuri menajere timp de 25 de ani.